Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem din nou, pentru a doua oară, cuvântul Domnului la Psalmul 8, versetele 3 și 4. Psalmul 8, versetele 3 și 4, ca să putem să prezentăm partea a doua a acestui mesaj adânc, acestei întrebări profunde. Ce este omul? Și acest cuvânt, din nou, spune în felul următor. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? În prima parte a mesajului nostru, a seminarului nostru, legat de acest subiect adânc, mari întrebări biblice, am încercat să răspundem la această întrebare, ce este omul? Și am răspuns pe înțelesul și pe cugetul tuturora din perspectiva științifică a evoluției și parte din perspectiva biblică. Aș vrea să-mi permite să vă readuc aminte două, trei gânduri legate de primul seminar, de partea întâi. Sunt două concepte mari cu privire la originea omului, apariția omului. Primul concept, care este la modă în aceste zile, este conceptul evoluției. Omul a apărut din ceva inferior și a evoluat până în faza în care este acum, și este conceptul creaționist, pe care noi îl credem, este că omul n-a apărut la întâmplare, omul este rezultatul direct al creației lui Dumnezeu. Și ce bine e că Dumnezeu ne-a făcut. Este imposibil, după cum am văzut, din perspectiva evoluției, ca omul să fie rezultatul unor procese de transformare de-a lungul a milioane de ani și să ajungă unde a ajuns. De ce? Pentru cel puțin două argumente. Primul argument, prima lege a termodinamicii, o lege recunoscută unanim de toți savanții lumii. Prima lege a termodinamicii spune că fiecare corp în cosmosul acesta, microfonul, banca, noi ca oameni, fiecare corp sub soare și în cosmos, deasupra soarelui, are în el o energie pe care caută să-și o păstreze. Și pentru că există această lege a prezervării, dacă vreți, această întâie lege a termodinamicii, dacă fiecare corp încearcă să-și păstreze energia din el, atunci nu putem să vorbim de evoluție, pentru că stă static fiecare organism, atunci fiecare corp. A doua lege a termodinamicii spune așa, este drept că fiecare corp are o energie în el pe care caută să și-o păstreze, dar în timp fiecare corp ceresc și pământesc, fiecare corp fizic își pierde energia, se degradează, cu alte cuvinte, involuează. Prin urmare, nu se poate vorbi de evoluție în sensul în care savanții spun că omul a evoluat din inferior la statutul de astăzi, la statura de astăzi. Și apoi, sigur, n-am intrat noi în detalii, pentru că noi nu suntem la ore de știință, noi suntem în casa Domnului. Dacă cineva dorește să se informeze mai mult în lumea științifică de astăzi, cum este genetica, este foarte limpede că, din punct de vedere genetic, este imposibil ca omul să evolueze din ceva. Și lucrul acesta se poate demonstra în orice laborator. Oricând se amestecă genele între ele, nu evoluează lucruri civilizate, evoluează sau se nasc
lucruri oribile, monștri oribili. Savanții au putut să combine ADN-ul, este structura omului, acidul dezoxiribonucleic, și-au creat, unind diferite ADN-uri din diferite animale, din diferite insecte, au creat țânțari cu ochi pe spate, cu ochi pe burtă, pentru că nu pot să controleze unde să apară, au creat broaște cu multe perechi de picioare, cu urechi ca de om, deci cu urechi mari, nu pot să controleze pentru că nu sunt compatibile două ADN-uri diferite. Astăzi vrem să continuăm cu această întrebare mare, profundă, ce este omul, și să răspundem din punct de vedere biblic și practic, desigur că ne vom uita și din punct de vedere sociologic. Agnosticul și logicianul englez Bertrand Russell, 1872-1970, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1950, în cartea sa numită Religie și știință, publicată în 1981, la pagina 81 spune așa, citez: într-o zi, soarele se va răci, iar viața pe pământ va înceta. Epoca animalelor și plantelor este numai un interludiu între perioadele glaciare. Aceasta este ceea ce știința vede împlinindu-se cu siguranță. Prin urmare, nu este evoluție, dragii mei. Din partea evoluției, așa cum se poate deduce și demonstra, nu putem trage o concluzie științifică despre existența noastră. Am încheiat citat. Savantul Jeremy Rifkin, specialist în mediul înconjurător și în sociologie, în cartea sa Entropie, sau a doua lege a termodinamicii, spune așa, citez: omul a devenit conștient de multă vreme că lumea are tendințe să se distrugă. Legea entropiei, deci a doua lege termodinamicii, va prezida ca o lege absolută peste următoarea perioadă istorică, totul se va degrada. Nu evoluează, degradează. Am încheiat citat. Albert Einstein, cel mai mare savant al tuturor timpurilor, a spus că legea a doua a termodinamicii este legea fundamentală a științei. Și de aceea trebuie să ne dăm seama că trebuie să avem rezerve asupra vederilor evoluționiste. Sunt oameni care gândesc, oameni adânci. Evoluționismul a creat câteva monstruozități pe pământ. Una din monstruozități este conceptul de rasă umană. Conceptul de rasă umană. Așa că în teoria evoluției, în studiile oamenilor de știință, oamenii se împart în trei rase. Rasa caucaziană sau rasa albă, rasa mongoloidă sau rasa asiatică și rasa negroidă sau rasa africană. Am să vă explic ce înseamnează aceasta. Din punct de vedere biblic nu există rasă umană. Din punct de vedere biblic este om. Nu rase. Când vorbim de rase, vorbim despre inferior și despre superior. Când se creează conceptul de rasă, mie îmi place să vă fiu superior, pentru că sunt o rasă superioară. Asta este gândirea omului, pentru că este o gândire păcătoasă. Conceptul rasist. În gândirea evoluționiștilor, care de regulă sunt europeni și americani, la sfârșitul secolului trecut și la începutul secolului 20-lea, au dezvoltat mai profund conceptul de rasă umană și s-a ajuns la rasism. S-a ajuns la rasism. Chiar Darwin, autorul teoriei evoluției, afirma, citez, iau zice ce spune Darwin: pot să demonstrez că lupta pentru supraviețuirea celui mai tare, legea selecției de care v-am vorbit în trecut, a adus un progres civilizației omului mai mare decât se vede. Mai civilizați, așa numitele rase caucaziene, au putut să bată pe turci în lupta lor pentru existență. Privind în urmă, nu prea departe, câte rase inferioare de oameni au trebuit să fie eliminate de rase superioare. S-a observat? Iar Thomas Huxley, care a fost un discipol al lui
Darwin spune așa: niciun om rațional, posesor de vaste cunoștințe, notați aceasta, frați și surori, notați evoluționiștilor, Thomas Huxley, niciun om rațional, posesor de vaste cunoștințe, nu va crede că negrii sunt egali cu albi. Am încheiat citatul. Asta este evoluție. Rasism. Pentru că se creează conceptul de rasă. O altă monstruozitate a evoluției pe lângă conceptul de rasă este naționalismul socialist și nazismul. Conceptul rasist a fost promovat de filozoful german Friedrich Nietzsche și a fost pus în practică în Germania de Hitler, care a creat nazismul, și în Anglia de Mussolini, care a creat fascismul. Și în felul acesta, Hitler cu Mussolini împreună au dezvoltat conceptul de rasă supremă, arienii, rasă superioară. Nemții sunt rasă superioară. Rezultatul acestui concept? Cel de-al doilea război mondial. 50 de milioane de oameni morți, 6 milioane de evrei, și ca să nu mai vorbim de populația civilă, când spunem 50 de milioane de morți, aceștia sunt soldații, combatanții. Rezultatul conceptului de rasă? Antisemitismul, care s-a dezvoltat cu precădere în Europa. Care este poziția creștină, creaționistă? Biblia ne vorbește că oamenii au o origine comună. Biblia nu vorbește despre rasă umană, ci Biblia vorbește despre om. Și în cuvântul Domnului, în Fapte 17 cu 25 la 26, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu care dă viața și suflarea tuturor oamenilor a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să umple întreg pământul, să locuiască pe toată fața pământului. Textul grecesc este încă mai profund, este termenul hematos, cam ce ar însemna când spunem hematos? Sânge, ați prins-o bine, de aici vine hematologie. Textul grecesc spune în felul următor: Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să se tragă dintr-un singur sânge al lui Adam. Nu este diferență de rasă, diferență de sânge, diferență de structură între sângele albilor, a negrilor sau a asieticilor. Dacă Biblia nu vorbește despre rasă umană și nu există rase umane, ci este om numai, Biblia vorbește despre patru categorii de oameni. Aceste patru categorii spune după familiile lor, după limbile lor, după țările lor și după neamurile lor. Sunt patru diviziuni, patru familii mari ale omenirii, nu patru rase, care se cunosc după familii, după limbi, după țări, după neamuri. Geneza 10 cu 5, Apocalipsa 7 cu 9. Și în Apocalipsa spune: am văzut o mare mulțime din orice neam, 1, din orice seminție, 2, din orice norod, 3, de orice limbă. De orice limbă. Poate că vă puneți această întrebare. Și sigur că vă puneți. Și este o întrebare legitimă. Dacă toți ne tragem, și toți trebuie să trebuie să înțelegem, să credem lucrul acesta prin credință din Adam, dintr-un singur sânge, de ce avem oameni negri? De ce avem oameni galbeni? De ce avem oameni cu structura aceasta mongoloidă, asiatică? Sunt două explicații la această întrebare. Prima este intervenția supranaturală lui Dumnezeu în limba și culoarea omului. La Geneza 11, versetele 7 la 9, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a intervenit și a încurcat limbile oamenilor. Dacă deschideți internetul și accesați pe Google, nu pe GOG, pe Google, dacă accesați pe Google, veți la limbi, naștere de limbi noi, veți vedea că și astăzi pe pământ se nasc foarte multe limbi noi între oameni. Foarte multe limbi noi, dintr-o dată.
Ce se întâmplă? Dumnezeu este atot cunoscător și atot puternic. Pentru că al doilea aspect este precunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu fiind atot cunoscător și atot puternic, când l-a creat pe om, știind că omul va cădea în păcat, Dumnezeu a pus în om, fiți atenți acum ca să înțelegeți mecanismul, a pus în om gena pentru limbă, gena pentru culoare. La turnul Babel, când oamenii s-au hotărât să stea într-un singur loc, nu să se înmulțească, să umple pământul cum a dat Dumnezeu poruncă, Dumnezeu a intervenit cu puterea lui supranaturală și a acționat gena de culoare și gena de limbă. Și imediat oamenii au vorbit o limbă nouă și culoarea lor s-a schimbat. Ca să mă înțelegeți mai bine, toți purtăm în noi o genă de cancer. Toți. La un moment dat, la unii gena aceasta ce face? Iese afară. Și omul se îmbolnăvește. Nu semnează că dacă n-a ieșit afară, nu este acolo. Deci gena pentru limbă, gena pentru culoare, este în trupul omului, este în structura omului, așa l-a creat Dumnezeu. Dar Dumnezeu are putere să acționeze gena aceea și la clipeala ochiului omul să aibă o altă înfățișare, să vorbească altă limbă, să aibă o altă culoare și să aibă, să sugerească că are o altă cultură. Gena aceasta stă dormitantă în noi și sunt multe gene care sunt în noi, dacă sunt acționate sau dacă sunt se îmbolnăvește organismul și nu mai pot să fie controlate de sistemul imunitar al organismului uman, genele acestea o iau înainte și oamenii au atâtea experiențe, atâtea boli, atâtea neputințe. Ce este omul? Puterea și valoarea lui. Deci primul lucru în seminarul de astăzi, ce este omul, puterea și valoarea lui. Valoric, frați și surori, doamnelor și domnilor, omul este lipsit, este slab. Este, Biblia spune, ca iarba. Isaia 40:6. Orice făptură este ca iarba. Iarba se usucă când suflă vântul Domnului peste ea. Adică ce vrea să spună că cuvântul lui Dumnezeu este aceasta. Valoric, omul are o strălucire, dar strălucirea lui este temporară, datorită stării de păcat în care se află. Are frumusețe, dar frumusețe este temporară. Are influență, dar și influența este temporară. Este puternic, dar îl poate răpune o gripă. Nu? Și s-a dus. Deci valoric, în termenii duratei, omul este ca iarba. Pe de altă parte, cuvântul Domnului spune că este ca un abur. Iacob 4:14. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Asta vrea să ne spună exact ceea ce Dumnezeu spunea în Luca 10:20 și Eclesiastul 12:7. Că viața noastră, vă rog să fiți atenți la acest concept biblic, viața noastră este cu împrumut. Sufletul pe care îl avem, pentru că sufletul din noi este puterea care ne animează, care ne mișcă. Este puterea din noi, dublura noastră lăuntrică, care manifestă prin noi, prin trup, sentimente, rațiune și voință. Acesta este sufletul. Dar sufletul ne este dat de Dumnezeu, dacă vreți, cu împrumut. Pentru că, de exemplu, în Luca 12:20, aduceți-vă aminte cum vorbește Dumnezeu cu omul acela care s-a îmbogățit foarte tare și a zis: nu mă gândesc eu la săraci, îmi stric hambarele, îmi fac altele mai mari și o să spun sufletului meu: bea, suflete, și te veselești. El a crezut că sufletul se hrănește cu popcorn și cu grătare. Nici cu popcorn, nici cu grătare nu se hrănește sufletul. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Îl avem de la Dumnezeu și Dumnezeu ne-l cere înapoi. Viața este cu împrumut. De aceea, valoric, omul este ca un abur. Ca un abur. A apărut și a dispărut.
Însă și aburul, dacă este bine folosit, poate să miște o turbină, nu? Să miște o locomotivă, să producă curent electric. Omul, dacă știe să asculte de Dumnezeu și să umble în smerenie cu Dumnezeu, poate să facă lucruri mari, lucruri binecuvântate. Pe de altă parte, pe lângă faptul că valoric este ca iarba, este ca abur, omul este ca o umbră, ca o țărână. Psalmul 39, versetele 5-6. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră. Geneza 3:19. Te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce valoare are țărână? Vedeți? Viața este o nimica în analiză finală, fără de Dumnezeu. Omul este doar o umbră. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că predilecția omului este să fie împotriva luminii. La umbră nu cresc lucrurile bine, nu cresc plantele bine, cresc îngălbenite, firave, nu produc nimic la umbră. Omul este ca o umbră, pentru că fără de Dumnezeu, fără lumina lui Dumnezeu în el, în sufletul lui, omul nu produce lucruri bune, produce sau ce săvârșește, săvârșește păcatul și se îndepărtează de Dumnezeu. Deci, valoric, omul este lipsit, este sărăcăcios. 2. Ce este omul în semnificația lui? Deci, pe lângă valoare, în semnificația lui. După Biblie, după cuvântul Domnului. Semnificativ, deci ca importanță, n-aș vrea să vă jignesc, că și eu sunt om ca dumneavoastră, semnificativ omul este un vierme. Este un vierme. Ceva repulsiv. Cine pune preț pe un vierme? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Care este părerea unora despre oameni? Iov 25:6. Omul care nu este decât un vierme, care nu este decât un viermușor. Oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu au acest concept. Și de aceea conceptul de rasă, de superioritate. Dacă nu ești așa de important ca și mine și de valoros ca și mine, te pot folosi, te pot manipula, te pot omorâ. Așa gândește nazismul, așa gândește comunismul, așa gândește socialismul, așa gândește fascismul. De aceea se nasc aceste idei rasiste și crime rasiale. Părerea unora despre, părerea noastră personală despre noi de multe ori, când suntem în probleme, așa gândim și noi. Iisus Hristos s-a văzut ca un vierme. Psalmul 22 cu versetul 6. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Este clar că David vorbește aici, dar despre cine vorbește? Vorbește despre Iisus Hristos pe cruce. Asta vrea să spună Iisus Hristos că semnificativ el este o persoană care a acceptat să fie umilit, să îndure umilința de dragul tău și de dragul meu. Dar, din nou, având în vedere conceptul rasist despre oameni, oamenii se gândesc că tu și cu mine nu suntem așa de importanți dacă nu avem banii lor, dacă nu avem poziția lor, dacă nu avem, știu eu, influența lor. Și de multe ori conceptul acesta de nesemnificație ca un vierme se vede și în biserică. Dacă au mai multe neamuri, votează toți la oaltă, nu contează ce votează, dar vor să le arate la ceilalți că au putere. Este o gândire lipsită de sănătate spirituală. În familie se gândește așa, soțul poate gândește urât despre soție, soția despre soț, părinții despre copii, tinerii despre bătrâni, poate păstorul disprețuiește biserica sau biserica își disprețuiește păstorul. Atitudine neprincipială.
Însă un lucru bun, chiar dacă suntem lipsiți de semnificație, aș vrea să vă spun că lui Dumnezeu, și vă rog să fiți atenți la limbajul pe care îl folosesc, suntem la studiu biblic și să nu mergem cu alte concepte acasă, Dumnezeu se bucură și de viermi. Îi plac și viermi. Ia auziți ce spune Isaia 41 cu 14. Nu te teme de nimic, viermile lui Iacob, și rămășiță slava a lui Israel, că ce îți vine în ajutor, numele meu este Domnul, mărit să fie Domnul. Indiferent cât îi fi de nesemnificativ în ochii cuiva, te iubește Dumnezeu. Și dacă te iubește și mă iubește Dumnezeu, asta dă valoare vieții tale, asta dă valoare ființei tale. Și această atitudine trebuie să o avem și noi. Citeam recent despre acest creștin care aici în Statele Unite a primit aproape în fiecare an o diplomă de la păstor de punctualitate la casa Domnului. Spune că locuia la 10-15 minute de mers pe jos la biserică, nu mergea cu mașina și de ploua și de... era vremea mai neprielnică. El se ducea și ajungea întotdeauna în timp la biserică, înainte să înceapă serviciul divin, cu punctualitate. Întotdeauna trecea, mergând la biserică, printr-un mini-cartier al săracilor, al homeless-ilor. Nu s-a oprit niciodată să ajute pe careva pentru că se grăbea să meargă la biserică, iar când venea de la biserică se grăbea să meargă să mănânce la restaurant. Într-o duminică, când a ajuns la biserică, spre surprinderea lui, biserica era goală. A intrat în panică. A așteptat, a văzut că nu vine nimeni. A trecut ora de începere, nu vine nimeni. Biserica închisă, nu vine nimeni. S-a învârtit pe lângă biserică și a văzut apoi pe frontispiciul bisericii o pancartă mare pe care scria în felul următor: dacă nu mă găsiți printre cei lipsiți de pe stradă, nu o să mă găsiți nici în casa aceasta, semnează Iisus. Și a început să înțeleagă ce înseamnă pocăință, ce însemnează să prețuiești pe semen și să te oprești în dreptul lui. 3. Ce este omul, moralitatea lui? Deci ne-am uitat la valoarea lui, ne-am uitat la semnificația lui, ne uităm la moralitatea lui. Prin viața morală, etică și o conștiință curată, omul trebuie să demonstreze superioritate în lumea în care trăiește. Dar primul lucru la care trebuie să ne uităm în condiția de astăzi, moral, omul este păcătos. Roman 3, versetele 10 la 18. Aș vrea să notăm bine aceste lucruri și mai ales cei ce ne ascultă prin internet, radio sau televiziune sau CD-uri, care cred că dacă s-au născut, de exemplu, în familie de preoți, sunt sfinți. Dacă s-au dus la biserică de Crăciun și Paști, sunt sfinți. Dacă s-au născut în casele unui păstor sau unui proroc, sunt sfinți. Ia uitați cum se naște oricare om sub soare. După cum este scris, spune Sfântul Apostol Pavel, nu este niciun om neprihănit, adică fără păcat, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venind de aspidă. Gura le este plină de blestemuri și amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea lor. Textul este explicativ prin sine. Omul este păcătos. De aceea are nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu. Al doilea aspect legat de moralitatea omului, la întrebarea ce este omul, preocuparea omului este înșelătoare. Psalmul 116, versetul 11. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Sună extrem, nu? Orice om este înșelător. Este așa de ușor să fii înșelător.
Este așa de ușor. Aș vrea să vă duceți aminte de acest pasaj biblic ca să putem să înțelegem profunzimea cuvântului despre care vorbesc din Psalmul 116. Evrei, capitolul 12, versetul 1 zice: și fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, deci sfinții care au trăit înaintea noastră și au murit în credință, să dăm la o parte orice piedică și păcatul, nu păcatele, păcatul care ne înconjoară așa de lesne. Este un păcat, deci e păcatul cu articol hotărât, este un păcat al fiecăruia dintre noi. Este un păcat al fiecăruia dintre noi. Dacă nu minți, poate urăști. Dacă nu urăști, poate îți place vorbirea de rău, bârfa. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Uitați-vă numai la partea cea delicată despre care nouă păstorilor nu este greu să vorbim în biserică, pentru că biserica imediat zice, iară vorbește de bani. Zeciuiala nu este a noastră, este a Domnului. Și Domnul zice acolo în Maleahii, zice, mă înșelați, mă furați. Cum? Și nu aduceți zeciuiele la casa Domnului. Fiecare om este înșelător în felul lui. Păcatul este ceva care îți place, care te prinde pe tine. Și nu zice Biblia că nu este greu să facă lucrul acesta, care ne înfășoară așa de lesne. O mânie ne prinde repede, o supărare ne prinde repede, fiecare are o slăbiciune, un păcat. De aceea omul poate să fie înșelător. Ce personifică el moral, omul? Două, trei lucruri le personifică moral când nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Primul este minciuna. Psalmul 62:9. Da, o nimica sunt fiii omului. Minciuna, minciună sunt fiii oamenilor. Ați auzit? Minciună. Nu mincinoși, minciună, pentru că personifică minciuna când nu cunosc pe Dumnezeu. Puși în cumpănă toți la oaltă ar fi mai ușor decât o suflare. Și soarta mincinoșilor este afară. De aceea Apostolul Pavel spune, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună adevărului, asemenului său, adevărul. Și pe lângă starea aceasta pe care oamenii au fără de Dumnezeu, omul este simbolic sau reprezentativ pentru întuneric. Efeseni 5:8, odinioară erați nu în întuneric, erați întuneric. Voi reprezentați întunericul, adică necunoașterea de Dumnezeu, umblarea în afara legii lui Dumnezeu. Și atunci, la această întrebare, ce este omul, când ne-am uitat valore, când ne-am uitat semnificativ, când ne-am uitat moral, care este, ce este omul, perspectiva lui? Ce perspectivă are omul acesta? Perspectiva lui este mare, a oricărui om, să devină un fiu de Dumnezeu. Este o mare perspectivă. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. La fel Romani 8, versetele 14-17. Iisus poate să nască din nou întunericul, mincinoșii, făcătorii de rele. Iisus poate transforma pe oricine. Perspectiva ta și perspectiva mea este că Iisus Hristos mă iubește chiar dacă am semnificația unui vierme în fața altora, pentru că El și-a dat viața pentru mine și-a dat viața pentru tine. Deci e perspectiva ta, este glorioasă. O a doua perspectivă este să devii partener cu Dumnezeu după ce te-a născut din nou. 2 Corinteni 6:1, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dacă lucrăm împreună cu Dumnezeu, trebuie să fim lumină, trebuie să slujim la vindecarea acestei lumi și trebuie să slujim la prezervarea acestei lumi. Și apoi,
Al treilea aspect, perspectiva este să fim moștenitori ai eternității împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Romani 8:17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Când ești moștenitor împreună cu Dumnezeu, ai și experiențe mari împreună cu Dumnezeu. Citeam despre mărturia acestei doamne, o cheamă Deborah, era fotomodel, la vârsta de 38 de ani a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală. Însă înainte să fie diagnosticată cu cancer, s-a întors la Domnul. Cancerul, spune, i-a apărut la gât, la brațe, la încheieturi și organele interne. Au făcut o conferință medicii dacă să o opereze sau nu în condiția în care a fost. Constatarea lor a fost, ești prea slăbită ca să reziști operației. La care spune mărturia ei, Deborah, auzind decizia lor, le-a arătat un pahar de argint pe care l-avea pe masă și le-a zis, când eu am fost mică, tata mi-a dat paharul acesta. Uitați-vă ce scrie pe el. Și medicii au citit, paharul meu este plin de dă peste el. Așa scria pe paharul acela, Psalmul 23:5. Și apoi a continuat și a zis, eu cred că viața mea nu-i pe jumătate plină și nici pe jumătate goală. Chiar dacă sunt plină de cancer, paharul meu este plin de dă peste el prin îndurarea lui Dumnezeu. Voi mă operați și eu cred pentru Dumnezeu să mă vindece. Au operat-o și Deborah s-a vindecat complet. La ora asta când scrie articolul spune, nu numai că sunt mamă la 2 copii, ci sunt și bunică, am 2 nepoți frumoși și plini de viață. De ce? Pentru că m-am încrezut în Dumnezeu care s-a ocupat de mine. Asta este gloria lui Dumnezeu. Asta este frumusețea lui Dumnezeu cu noi. Ce este omul? În final, la această întrebare, răspunsul cel mai simplu, nu simplu este, cel mai simplu este acesta. Ce este omul? Omul este ce vrea să fie. Ce vrea să fie. Dacă vrei să rămâi întuneric, stai fără de Dumnezeu și ești întuneric. Vei moșteni întunericul, plânsul și scrâșnirea dinților. Plânsul și scrâșnirea dinților. Este cineva care nu crede în aspectul acesta, că va fi plânsul și scrâșnirea dinților? Nu-i spun și nu-l învăț să încerce și să aștepte până atunci. Dimpotrivă, îi spun să se pocăiască acum. Vă aduceți aminte, v-am spus la vremea potrivită, fratele Lambert de Long, un mare om al lui Dumnezeu și prieten al românilor și al familiei mele, cu care am lucrat ani de zile în România, comunistă, spunea dânsul, am predicat, locuia în Germania, 30 de ani a locuit în Germania și mi-am predicat în Germania în tot acești 30 de ani și într-una din zile ne-a vizitat un evanghelist american și l-am tradus în limba germană pentru biserică. La biserică au fost invitați mai mult să vină la evanghelizare și spune, a intrat în biserică un bătrân probabil la vreo 80-80 și ceva de ani, care n-a fost niciodată într-o biserică evanghelică. Și evanghelistul, când și-a ținut mesajul, a vorbit că trebuie să ne pocăim, că dacă nu, cine nu se pocăiește, ajunge în iad, acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și el a accentuat mai mult pe lucrul acesta. Și fratele de lung spune, spre surpriza mea și a celor prezenți în biserică, dintr-o dată bătrânul s-a ridicat în picioare și zice, halt, oprește-te!
Și apoi a vorbit cam așa: ce să vorbesc acolo, mai de plâns să scrâșnirea dinților? Că dacă toți acolo ne-a dorit ca mine fără dinți, cum să scrâșnească, bă? Predicatorul a fost pe fază și a zis: nu-ți face probleme, tataie, îți dă Domnul o pereche de proteză de nu le termin toată eternitatea și îți scrâșnești până te plictisești. Trebuie să ne pocăim. Dacă vrei să ai semnificație, dacă vrei să ai valoare morală, dacă vrei să ai perspectivă în viață, perspectiva noastră este cu Dumnezeu. Perspectiva noastră este cu Iisus Hristos. Perspectiva noastră este cu Duhul Sfânt. Perspectiva noastră este să devenim copii ai lui Dumnezeu prin credință, lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut copilul lui. Mă rog Domnului să te facă și pe tine care încă nu ești și mă rog Domnului ca să ne dea acea înțelepciune potrivit căreia să rămânem copiii lui, să rămânem oameni cu perspectivă. Amin.